această zonă, la contactul dintre placa africană și micro placa adriatică, este o zonă activă. Cred că cutremurul de astăzi a fost cel mai mare resimțit în zona asta. Deci am avut un cutremur mare de 6.3 în secolul 19 și o activitate puternic intensificată în zonă. Am avut un cutremur în acest an, în 23 martie, de mai bine 5.3. Asta a fost